De ele. Dumneavoastră sunteți un om cu experiență și umblat pe trei continente. Vă doare când să mai spune că. și a prins și perioada comunistă și așa mai departe. Vă doare când să mai spune că, domne, ce a construit, ce au ușesc cu voi, n-ați putut ni să vă ruiți? Eu, să... eu nu intru în, în. nu am nostalgie. Dar acum vă spun următorul lucru. Eu am lucrat în federație în perioada respectivă. Da. Și eram... Înainte secre... de 89. Înainte de 89. Eram secretar general la juniori. Da. Aveam 8 centre olimpice, 8 centre olimpice. Da. Pe care federația le plătea, și au ieșit generațiile de, de jucători care au ajuns la generația de aur, așa, au fost din centrele olimpice. Uh -huh. Acolo, federația plătea, deci antrenorii, federația plătea indemnizația, federația plătea cantonamentele, federația plătea pregătirea juniorilor și, și alimentație. și tot, tot, vitamin, tot bine, și tot, vitamine pe vremea Nu era aia, nu, nu era. Era de vorba de vitamine, da. dar domnule, aveam 8 centre olimpice. Nu După, asta ce era luceaforul, nu? nu. Nu, Asta era deasupra, Luciferul era era echipe echipa națională de uh -huh. juniori, dar ce, baza au încercat domnule acum, de la da, federație, da. au făcut Cu acele centre zonale. Ce, acele centre numai că Vă dați seama ce minte au putut să aibă. Federația este organizator de competiții, administrator și ei au vrut să vândă jucători să ia, să ia bani. Deci ei nu au drepturi federative asupra jucătorilor, da, da, da. niște aberații. Cluburile trimeteau și în centrele olimpice copiii, îi îi vindeau cluburile da. și dădea la federație 3% din Un suma procent. de transfer. Eu, 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 asta era, era uh, regulamentul. Da, păi da. ne convenea ca într-adevăr să avem zeci de copii și de-aia au fost atât jucători și ca. Câștigarea Cupei Campionilor Cupei Campionilor europeni de către Steaua da. și echipele care au obținut niște rezultate au venit ca urmare a formării foarte multor jucători acum care sunt centrele în afară de Hagi? Care și sunt? Singura care academie project? care contează cred că e a domnului Hagi la Constanța. Atât, atât. Da. Dar uh, uh, sunt, uh, uh, au scăzut numărul jucător, -uh, practicanților, în primul rând. Fotbalul de masă, practic, nu? Pentru că nu mai au unde. Da, corect. A, uh, și noi desfințăm uh, ProRapidul. Dar de ce să-l desfințesc când e făcut? Fă, domnule, sala de sport în altă parte. Foarte bine. Dar ai un centru care a, care, uh, a produs performanță când eram la Pro rapid, da. jucam, în cupa, jucam în cupele europene mereu. Da, corect. Deci era, veneau bani, erau jucători care aveau altă, altă apreciere, se vindeau cu alte, cu, alte, cu alte sume. Și iată că acum centru de formare îl desfințăm că nu știu cine are alte interese. o prostie incredibilă, nu nu vine să cred. Domnul profesor, sunteți și un om al regulamentelor. Pe, Cum cum vedeți dizolvarea Asociației Municipale de Fotbal București? Este Asta eu n-am auzit nicăieri în nicăieri. lume. Nicăieri. pentru că mi se pare o, cum să, o decizie a instanței, o decizie a instanței care, după părerea mea, deci dacă există fapte penale, da. te îndrepți asupra Celor care au făcut au încălcat. Persoanelor fizice, practic. Persoanelor nu? fizice care da. au încălcat. Da. Dar nu poți să desfințezi tu o formă de organizare fotbalistică. Cum să desfințezi un club de fotbal? Domnule, este o persoană juridică. Asociația de fotbal da. este o persoană juridică. O entitate nu juridică, persoana da. juridică a, a greșit și a făcut nu știu ce încălcări. Și uh -huh. oamenii care au fost în acele funcții. Deci, dacă, dacă într-o firmă. Cineva greșește, persoana respectivă este condamnată penal, da. dar nu se distrințează firma. Da. Mi se pare o aberație. E o anomalie, fără, fără margini. Eu, eu nu știu cum, cum s-a putut. Că de acum încolo da. nu mai sunt comisiile federației numai și de nimeni, ligii, nu mai Nu cine promovează de la Liga 4, domn profesor. Stați un pic, dar nu mai, nu, nu mai judecă din punct de vedere, punct de vedere sportiv. Pentru că Mă, mă surprinde cineva deștept, dar trebuie să meargă la UEFA. Uh -huh. Pe, în toate litigiile UEFA, da. primează criteriul sportiv. Sportiv, corect. Deci nu, dacă cineva a, a făcut de lapidări, dacă a făcut, se, te, se înscriu legile, în legile penale și legile... Și răspunde persoana, nu răspunde entitatea persoana. juridică. Păi cum să desfințești tu? Ce, care sunt atribuțiile uh, justiției în organizarea în organizarea uh, uh, fotbalului în țară? Care sunt atribuțiile? A, justiția... Pedepsește persoanele care au încălcat legile financiare, da, legile da, da. de sponsorizare. Corect, corect, legile... Da. Deci n au nicio legătură. În conformitate nicio... cu legislația națională. Domne stăpân în, da. în, în fotbalul românesc este Federația Română de fotbal care da. organizează. Cu AGF-uri, activitatea fotbalistică. Da. Deci nu justiția. Este o chestiune care pe mine mă surprinde extraordinar. Că s-a putut ajunge încât să fie persoana juridică penală și de -ă, desfințată. Asociația de fotbal intră în faliment din punct de vedere financiar. Da. Dar cum să desfințezi o, o persoană juridică care nu e care, care este. Nu știu. Care au fost uh, fapte? Pentru că a... trebuie să te îndrepți asupra persoanelor care au încălcat legile financiare, de sponsorizare, de organizare, dar nici de cum să, te, să desfințezi persoana juridică care ea este subordonată fotbal, federației. Nu este subordonată justiției. Păi atunci înseamnă că justiția poate să desfințeze curtea de apel de la Argeș? N-are cum să o desfințeze. Dar să creează un precedent cu decizia. Păi bineînțeles, este un lucru extrem de periculos. Este intervenția justiției în organizarea fotbalistică care pentru mine e prima dată în care n-am întâlnit în istorie nici pe timpul lui cum nu se putea întâmpla așa ceva. Adică cum să desfințezi o chestiune într-un domeniu care nu e al tău. Păi Că... da, dar până la urmă și uh, entitatea asta juridică, AMFB-ul ăsta, da. nu trebuie să, să, și să respecte, să conducă după legile naționale? Ba da, trebuie să respecte, dar persoanele sunt responsabile. Eu am fost administrator. Da. Deci tu, ca cel care semnează, da. răspunde civil penal. sau penal... Da. Pentru toate... Ce-a semnat? Ce-a semnat? Frate, pentru corect. toate... Eu, fotbalul are două, două, două jurisdicții. Pe de-o parte, legile naționale, da. că ești pe legea 31, societăți, de exemplu, clubul. Da, da. Pe legea 31, societăți pe acțiuni, da? Și doi, ești subordonat regulamentelor FIFA și UEFA. Uh -huh. Deci tu nu poți să treci în regulamentul tă, În contractele tale În regulamentele tale Ceva ce contravine regulamentelor ce FIFA faci? Că uh, e de, de, uh, jurisdicția E la Comisia Juridică a UEFA uh -huh. Deci tu nu poți să, să miști de aceea eu am câștigat toate procesele pentru că întâi aveam în față regulamentele de transferări. Eu vorbesc de da, transferări corect. Ale, ale UEFA sau FIFA și, regula, și legile, legile financiare naționale da. pe care trebuie neapărat să le, să le, să le, să le, să le respecte. Altfel, ori te leagă ăștia, ori te anulează ceilalți. Ea nu te leagă, dar te Azi? anulează.